Bună dimineața și bine v-am regăsit! Traversăm vremuri extrem de provocatoare, de la pandemie la criza resurselor care capătă forme din ce în ce mai presante la nivelul întregii omeniri. Și aș vrea să mă opresc în această ediție asupra uneia dintre ele și anume apa. Apa va deveni una dintre resursele asupra căreia ne vom apleca cu mult mai mare interes decât până acum. Fără un sistem complex de abordare nouă a agriculturii, nu vom mai putea produce hrana așa cum o facem în momentul actual. Am vorbit aici la emisiune și vom mai vorbi și astăzi la Agrojurnal despre genetica plantelor, un subiect extrem de actual care va fi și el parte majoră a modificării agricole. Dar pe lângă plantele care să aibă capacitatea prin genetica lor să combată dăunători, să reziste la înghețuri sau secetă, irigațiile sunt și vor fi un leitmotiv. România nu are o strategie clară în această privință, așa că fiecare fermier se descurcă așa cum poate, după puteri. Un exemplu de cum ar trebui racordată o fermă la apă este în insula Marea Brăilei. Sistemul de irigații pivotant, care se mișcă singur pe câmp, în rotații, acoperind prin cercuri irigate plantația, este deja auzitată de cei care au reușit să investească într-o asemenea logistică. Numai puțin 200.000 de euro este costul unui pivot. În insula Marea Brăilei, pe cele 56.000 de hectare de teren, sunt numai puțin de 650 de astfel de pivoți supliniți de sisteme subterane de irigații prin picurare pentru consumul rațional al apei, în zonele în care sistemele pivotante nu ajung. Sistemul modern subteran de irigații realizat cu tehnologie israeliană este destinat deocamdată porțiunilor de teren unde pivoții rotativi pentru irigații nu acoperă cultura, respectiv pe colțurile parcelelor. Observați, aici este zona unde am picurarea făcută în această solă. Observați alături aici colțurile cum se văd, deja sunt mai uscate, iar sub cercul unde s-a irigat lucrurile sunt mai ok. De aici ne putem da seama în momentele când putem intra la recoltat. Da. Mai puțin. Anul trecut, în condiții de secetă, producția în afara pivotului a fost de la 0 la o tonă jumătate. Deci erau pierderile foarte mari, da? Dacă facem un calcul și nu compar anul trecut, dar dacă facem o medie pe mai mulți ani, la neirigat din 10 ani, dacă îi faci o medie, cred că producția medie este undeva la 5 tone. Ținând cont de faptul că sub pivot noi regulat facem minim 14 tone la hectar, deci 9 tone. Dacă pui diferența și mulțim cu prețul porumbului, nu-l pun prețul de astăzi, dar pun un preț mediu de 160 de euro, la 9 tone vedeți că în 2 ani de zile investiția se recuperează. Deci apa vine din stația de punere sub presiune, intră pe această conductă care o vedem aici. Aici avem 8 filtre de filtrare a apei. Deci toate impuritățile, semințele, impurități mai mari, eu știu, pești, impurități grosiere, nisip, s-o opresc aici. Ele sunt pe bază de nisip. Aceste filtre sunt automate. Din stație îmi reglez presiunea necesară pentru ca sistemul să funcționeze normal și apa trece în momentul în care un filtru se supraîncarcă, automat apa trece către un filtru următor și acesta se autocurăță. De aici apa merge, trece de filtrare și ajunge în zona unde ne facem programarea, cantitatea de apă pe care vrem să o folosim la hectar. Acolo avem totul automat, știm în orice moment, cu debitmetru, cu apometru, ce cantitate administrăm în teren. În jur de 52.000 de hectare din 56 sunt irigate în insula Marea Brăilei. Efortul este imens. Nu orice investitor agricol poate să realizeze o asemenea performanță. În afara celor 650 de sisteme pivotante, rămâne irigate de către acestea în jur de 14% din suprafață, ceea ce înseamnă pierderi considerabile. Pentru acestea 14%, insula Marea Brăilei a investit în sistemul subteran de irigații. Costul pe hectar se ridică la 2400 de euro. Ce vrem noi să testăm aici? Vrem să testăm și o să analizăm acum la final nivelul de producție, cât apă s-a folosit cu pivotul, cât apă am folosit subteran. Liniile de picurare sunt la 1 metru distanța între ele, iar fiecare picurător este la 50 de centimetri. Eu cred că va fi un avantaj la final, fiindcă în primul rând am reușit să administrăm îngrășăminte pe bază de azot și aici putem administra și îngrășăminte pe bază de fosfor, fără nicio problemă.
și micro și macro elemente, le putem duce direct la rădăcina plantei. Cantitățile au fost mai mici pe care le-am folosit și o să vedem la recoltat dacă producția este la fel sau eu cred că ar trebui să fie mai mare. Însă anul acesta s-au văzut și rezultatele implementării noului program de irigații în insula Marea Brăilei, iar cultura de porumb arată că premizele unui randament maxim au fost bine estimate. Iată ce înseamnă un porumb irigat. Arată da. Absolut super. Acesta este efectul irigatului subteran. Vă spuneam că pentru anul, pentru prima dată când testăm irigatul subteran prin picurare, în afara pivotului, fiindcă datorită lipsei de precipitații sunt ani în care producția din afara pivotului este zero și atunci căutăm de ceva timp soluții. Și anul acesta am testat irigatul subteran. Este un porumb care este la același nivel ca cel de sub pivot. Eu cred că va fi făcut cu costuri mai puține, fiindcă cantitatea de apă este mai mică, cantitatea de îngrășământ este mai puțină și totodată e posibil și producția să fie un pic mai mare. Este un hibrid care are nevoie de foarte multă apă pentru a ajunge să facă producții mari, să ajungă la maturitate. E un hibrid care se pretează în zona de sud-est și un hibrid care poate să producă peste 20 de tone la hectar. Scopul este de a crește producția, să ne ducem undeva în următorii ani să ajungem la 15 de tone. Dacă până acum producția maximă pe care am obținut-o pe total insula a fost de 12.500, scopul nostru este ca în perioada următoare să creștem această producție undeva la 15 de tone. Ca să facem acest lucru avem nevoie ca toată suprafața să fie irigată, adică și cei 25% din afara pivotului să găsim soluții să o irigăm ca să aducă maxim de producție. Apa este așadar principala condiție pentru culturi productive. În același timp, apa va deveni una dintre resursele planetare cele mai prețioase. Facem un pic analogia, pentru că dincolo de drum și poate și mergem să arătăm, aici avem porumb irigat, dar dincolo de drum nu mai este irigat și diferența este sesizabilă. Este destul de mare diferența. Suntem într-un an, vă spuneam, bun agricol în România, dar trebuie să ne uităm întotdeauna în trecut și să ne pregătim pentru perioadele de secetate. Observați diferența de vis-a-vis, unde zona este neirigată și observați că producția este undeva mult mai mică. Eu zic că nu depășește 8-9 tone la hectar. Într-un an, hai să-i spunem normal din punct de vedere al precipitațiilor în zona aceasta. Dar dacă ne uităm în partea stângă, aproape dublă. Așa în mare avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 rânduri și vedem numărul de boabe pe rând. 2, 4, 6, 8, 10, 38, 40. Nu mai punem vârful, 40. 18 rânduri. Cu 40 de boabe vin undeva 720 de boabe pe ștulete. Punem un MMB-ul de 350 de grame, dacă mulțim 7, densitatea este cam 7,4-7,5, 7 plante cu 300 de grame, 350, iese ușor 21-22 de tone pe hectar. Normal, un lan uniform și ca toți șulețe să fie așa, se poate obține producții de 20 de tone la hectar fără nicio problemă în zona aceasta, dar condiția de bază este să ai apă și să o ai atunci când trebuie. Cam aceasta este puterea pământului în România și așa s-ar putea face producția de porumb în zona de sud și sud-est. Dacă s-ar face o tehnologie completă și la timp. Investițiile în insula Marea Brăilei ne arată cum se poate obține productivitate crescută exponențial de pe aceeași suprafață. Costurile sunt însă majore. Consumul rațional de apă și monitorizarea digitală a culturilor pentru determinări cât mai precise la nivelul fiecărei plante sunt viitorul în agricultură.